Cred cu convingere că în viață, în fața oricăror probleme, trebuie să focalizăm pe soluții. Nu trebuie să ne împotmolim în problemă și niciun caz nu trebuie să ne împotmolim în fața unor obstacole. Obstacole sunt făcute pentru a fi depășite, pentru a găsi căi către resurse de precedență sau de creativitate, în baza cărora să putem să le depășim. Ei, din perspectiva asta vă spun că am ajuns în situația în care la un moment dat nu aveam pahare pentru automatul de cafea, cafea pe care o știam că este bună și că cel care pune cafeaua în automat este serios. Într-adevăr, din perspectiva asta, însă la un moment dat nu mai erau pahare și atunci fata care trebuia să-mi vândă cafeaua respectivă mi-a spus că nu are cum să mi-o servească. Și am găsit opțiune. Am luat un vas dintre ăsta, un văsuleț, păhăruț mai mare de supă și am pus cafea în ea. Ideea este că eu nu beau paharul, nu beau nici păhăruțul de plastic, nici paharul ăsta mai mare sau cana asta din carton. Deci din perspectiva asta ambele sunt convenabile. Ba dimpotrivă, am descoperit și deschiderea parfumului cafelei ca atare, care practic mi-a îmbogățit nările cu un solfegiu de arome plăcute și din perspectiva asta vreau să vă zic că am savurat și savurez nu numai fierbințeala plăcută plină de gust a cafelei, nu numai gradul ei de spontaneitate cu care îmi mângâie papilele și îmi conferă genul ăsta de prospețime și de energie, ci dimpotrivă am descoperit și universul ăsta nou pe care îl oferă nasului, mirosului, aromei, chiar visărilor. Și în momentul în care închizi la un moment dat ochii, chiar ai pus o perspectivă aceea, unei relaxări profunde, în care într-adevăr uneori mai trăiești în compania cafelei și un vis berber.